Judecata sufletului. După ce sufletul este despărțit de trup, în a treia zi este ridicat la ceruri. Dar până să ajungă la ceruri, el trebuie să treacă de vămile sau de tribunalele care au ca vameș duhurile cele rele. Duhurile cele rele care cu mare greutate lasă să treacă mai departe sufletul pentru a ajunge înaintea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Fiindcă demonii acuză sufletul nu numai de păcatele săvârșite, dar și de cele gândite. Părinții Bisericii ne spun că fiecare tribunal corespunde unui anumit grup de păcate, începând cu vorbele deșarte, vorbele obscene, ironiile, luarea în râs a lucrurilor sfinte, minciunile, călcările jurământului și așa mai departe. Trecerea sufletului prin toate aceste vămi are loc în a treia zi de după moarte. Din acest motiv, biserica face slujba înmormântării în care se rostesc rugăciuni pentru iertarea păcatelor, pentru ușurarea sufletului, pentru trecerea lui de aceste vămi, pentru a ajunge înaintea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu nădejdea învierii spre viața veșnică. După ce trece de aceste vămi, sufletul este dus de înger să viziteze raiul și locașurile sfinte. Timp de 6 zile. În aceste 6 zile, sufletul admiră și slăvește pe Dumnezeu. A noua zi este urcat din nou să se închine lui Dumnezeu. Din acest motiv, familia vine la biserică și face parastasul de 9 zile, pentru iertarea păcatelor celui plecat. După această a doua închinare, sufletul este dus să viziteze iadul, timp de 30 de zile. În iad, el vede toate chinurile cele grozave și înfricoșătoare și tremură de frică să nu fie aruncat acolo definitiv. În a 40-a zi, sufletul urcă iarăși înaintea Domnului pentru a se închina a treia oară. Abia acolo, Dumnezeiescul judecător hotărăște după faptele sufletului locuința ce îi se cuvine. Cu alte cuvinte, are loc judecata particulară. Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne spune: în casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Din acest motiv, în a 40-a zi are loc judecata particulară și atunci familia vine la biserică și iarăși face un parastas. Această zi este decisivă pentru soarta sufletului până la judecata din urmă, unde Dumnezeu va judeca pe toată lumea. Această stare a sufletului nu rămâne însă definitivă, ci este supusă schimbării în bine, prin intervențiile celor care sunt în viață, prin intervențiile familiilor, a celor dragi, prin intervenția bisericii, prin rugăciuni, prin milostenii, prin pomeniri cu slujbe la biserică. Toate acestea aduc multă binefacere celor ce s-au dus. În zilele de comemorare a morții, a sărbătoririi sfinților patroni ai numelui și a zilei de naștere a celui ce s-a dus, se fac de asemenea slujbe și rugăciuni pentru sufletul lui. Așadar, fraților, să ne rugăm deci cu tărie și cu convingere pentru cei dragi care s-au dus în lumea de dincolo, pentru că Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne-a spus: cereți și vi se va da. El nu poate să ne refuze cererea de iertare a păcatelor celor pe care i-am iubit, fiindcă El însuși ne cere milă și dragoste pentru aproapele.